Stimați ascultători, un recent sondaj INSCOP despre națiunea noastră spune că peste 96% din români cred în Dumnezeu. Ce bine ar fi! Cu ponderea aceasta de credincioși, țara noastră ar avea avort aproape zero, pușcăriile ar fi aproape goale și nu ne-am mai plânge de suprapopularea penitenciarelor. Minciuna ar lipsi, băieții deștepți la fel, am fi o națiune de sfinți. Natalitatea ar fi cel puțin dublă față de mortalitate, badurile ar fi goale, poliția ar intra în șomaj, iar DNA-ul ar rămâne fără clienți și gheii n-ar mai avea curajul sau nerușinarea să agațe steagul curcubeu de parlament. Din nefericire, în lume, la orice nivel, se minte. Deși 96% din populația României crede în Dumnezeu, numai 83,9% se declară religioși. Cum o fi credința fără religie? 83% dintre români spun că respectă duminica, dar numai 25,4% merg la biserică din când în când. Peste 10% nu ajung în casa Domnului decât o dată pe an sau chiar mai rar. Pentru români, a respecta ziua de odihnă înseamnă grătare, înseamnă bere, înseamnă talciocuri, înseamnă moluri. Pentru primii creștini, spun istoricii, biserica era centrul vieții lor. Biserica locală are nevoie de mine, indiferent dacă eu simt sau nu că am nevoie de ea. Oare de ce credem noi că ne face fericiți tocmai opusul voii lui Dumnezeu? Deși aproape integral românii cred în Dumnezeu, credința multora e de tip ghiveci. Pe lângă credința în Tatăl din ceruri, mioriticii mai cred și în deochi, peste 31%, cred în blesteme, peste 25%, cred în horoscop, peste 23%, cred în vrăjitorie și în extraterestri. Pentru mulți, porunca întâi de la Sinai care spune să nu ai alți Dumnezei afară de mine. E un fel de text predictiv, o evaluare fără contabilizare a școlii vieții. Dumnezeu nu doar că e cel mai mare Dumnezeu, dar e și unicul, singurul. Creștinismul ghiveci mai zice că peste puțin din jumătate, adică 54,4% dintre adepți, cred în viața de apoi, deși 59,6% cred în rai și 57,5% cred și în iad. Unul dintre teologi ne spune că e un creștinism ateu, adică să știi despre Dumnezeu din amintiri, din povești, din auzite, din cărți, dar fără o relație personală cu El. Nu mă mai surprind sondajele creștinești ale românilor, cum nu a rămas nici șocat de declarația unei femei dintr-o biserică neoprotestantă. Frate pastor, știu că viața mea nu arată cu adevărat ca de creștină, dar să știi că eu cred cu adevărat în Dumnezeu. Acum, dacă nu fac voia Lui mereu, să mă înțeleagă și El. Asta știți cum se traduce? Cred în Dumnezeu, dar trăiesc ca și cum n-ar exista. Pentru mulți creștini, credința a devenit precum săpunul. Degeaba miroase frumos, degeaba este peste tot în baie, dacă nu te speli, rămâi tot plin de murdărie și de miros neplăcut. Și păcatul tare urât miroase, mai ales la creștini. Săpun pentru păcat, avem la Golgota, la cruce. Cine mai vrea să se spele? La cruce găsim rezolvarea stării noastre de păcat. Crucea este salvarea noastră. Iar Sfântul Apostol Pavel spunea în Galateni,
capitolul 6 cu versetul 14. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. În cultura creștină, orice cruce, văzută sau nevăzută, reală sau simbolică, este crucea Domnului nostru Iisus Hristos, întrucât El este singurul mântuitor răstignit pe cruce pentru mântuirea noastră. Creștinii devotați, oriunde văd crucea, văd și imaginea lui Iisus cel răstignit. E cu neputință să vezi altceva sau pe altcineva pe cruce decât pe Iisus. Prin urmare, crucea nu poate fi despărțită de Hristos și nici Hristos nu poate fi despărțit de cruce. Se pune întrebarea, crucea care a fost înălțată, ce formă avea? În jurul anului 30 după Hristos, Iisus din Nazaret, pe atunci perceput ca un predicator din Galileea, care făcea semne și minuni, a fost executat la periferia Ierusalimului. El a fost executat de autoritățile romane prin crucificare, metodă care a dus la o moarte relativ rapidă. Imaginea răstignirii a ajuns în decursul istoriei să fie o valoare estetică importantă în artă. Răstignirea este cel mai important eveniment din istoria omenirii. Forma pe care au dat-o diferite grupuri religioase crucii pe care a fost răstignit Domnul Iisus a venit în conflict cu întreaga noastră zestre educațională, producând multe controverse. A arătat crucea întotdeauna așa cum o avem noi astăzi? A fost Iisus răstignit pe o cruce în forma unui T sau a unui stâlp? Ce formă de fapt avea crucea pe care a fost răstignit Domnul Iisus? Iată câteva din întrebările la care vom oferi răspuns. Crucea, așa cum o cunoaștem noi astăzi, nu este o invenție a creștinismului. Babilonienii din Caldeea antică și egiptenii au folosit-o ca un simbol sacru. Ea era simbolul zeului Tammuz, având forma misticului Tau sau crucea egipteană numită Ankh. Mai târziu, crucea a devenit un obiect de tortură, fiind pedepsit cu moartea prin crucificare toți cei care nu respectau legile. Istoricii spun despre crucificare că a început în secolul al VI-lea înainte de Hristos și a continuat până în secolul IV după Hristos, când împăratul Constantin cel Mare, din respect pentru Hristos, care a murit pe cruce, a desființat această formă de pedeapsă. Se crede că primii care au practicat crucificarea au fost persanii, urmați de egipteni, de cartagineși, apoi de romani. Dintre cei amintiți, romanii aveau obiceiul de a-l obliga pe condamnat să-și poarte crucea până la locul răstignirii. Condamnatul era fixat în cuie pe cruce, iar deasupra capului era bătută o placă scrisă cu acuzația care se aducea condamnatului. Cele mai bogate și mai importante informații despre crucificarea Domnului Iisus ne sunt oferite de Biblie. Spre ce concluzie ne conduce Sfânta Scriptură? Răstignirea pe un stâlp presupune folosirea unui singur cui pentru ambele mâini, care sunt așezate una peste cealaltă, metoda repetându-se și în cazul picioarelor. Informațiile biblice par să susțină cu totul altceva. De exemplu, Toma Necredinciosul, în Ioan, capitolul 20, cu versetul 25, Toma rostește niște cuvinte foarte importante. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Cuvântul folosit e la plural,
semnul cuielor. Folosirea mai multor cuie pentru mâini ne dă de înțeles că nu a fost vorba doar de un stâlp, ci a existat un braț orizontal pe lângă cel vertical fixat, care era fixat în pământ. Forma de T nu poate să fie susținută pentru că în cele patru evanghelii avem un detaliu foarte important. De exemplu, în Matei 27 cu 37 se spune: și ei au scris deasupra capului vina, acesta este împăratul iudeilor. Deasupra capului, în Marcu 15 cu 26, deasupra lui era scrisă vina lui, împăratul iudeilor. În Luca 23 cu 38 se mai spune, deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești, acesta este împăratul iudeilor. Iar în Ioan 19 cu 19 ni se amintește, Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris, Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Așadar, Biblia ne spune că a existat un loc deasupra capului unde a fost așezată sentința. Acest lucru nu ar fi fost posibil dacă forma crucii era de T. Răstignit de romani, după metoda romană, Domnul Iisus a avut o cruce, așa cum o știm noi astăzi. Cu toate acestea, ceea ce ar trebui să ne preocupe cel mai mult nu este forma crucii, ci persoana care a murit pe ea pentru răscumpărarea oamenilor din robia păcatelor lor. Grupările religioase care vor încerca să polemizeze pe această temă ar trebui să conștientizeze adevăratul înțeles al crucii. Oricine batjocorește forma văzută a cuvântului lui Dumnezeu, adică Biblia, îi disprețuiește în aceeași timp și cuvântul cel nevăzut, fiindcă acel cuvânt este concretizat în cartea aceasta. În privința crucii, vrășmașul, adică Satan, a strecurat în inimile multor niște false încredințări, niște păreri îndoielnice, de-a dreptul disprețuitoare. Și nu-i de mirare, fiindcă este scris de către Sfântul Apostol Pavel în Filipeni, capitolul 3 cu versetele 18 și 19, prima parte. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Crucea este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. De aceea și noi, ca Sfântul Apostol Pavel, să ne lăudăm cu ea, cu crucea, cu puterea răscumpărătoare a jertfei de pe cruce. Stimați ascultători, știți unde îl putem cunoaște mai bine pe Dumnezeu? La cruce. Acolo înțelegem mai mult mila lui față de omul păcătos. Înțelegem dreptatea sa în tratarea păcatului și judecata sa împotriva celui rău. Din tot universul nu există nimic altceva în afară de cruce care ar putea sensibiliza cea mai împietrită inimă omenească. Dacă crucea nu mai are puterea de a ne schimba, atunci nimic nu ne va mai schimba. Nici educația, nici cultura, nici voința noastră și nici voința altora. De peste un mileniu și jumătate, cel mai important simbol al creștinismului este crucea. Se poate găsi acel simbol pe turnele bisericilor, pe altarele bisericilor, pe veșmintele preoțești, pe Biblii și chiar pe mesele ghicitoarelor și a vrăjitoarelor sau atârnând ca talisman la bordul automobilelor. Găsim crucea în cămine, în școli, în spitale, care sunt sub patronajul bisericilor. O găsim în cimitire, în magazine, pe vârfuri de munte. O putem găsi și pe marele obelisc din piața Sfântul Petru din Roma,
despre care se susține că ar conține o parte din crucea pe care a fost răstignit Domnul și Mântuitorul nostru. Obeliscul înalt de 40 de metri a fost adus la Roma de către împăratul roman Caligula între anii 37 și 41 după Hristos din Heliopolis, Egipt, fiind unul dintre stâlpii închinați soarelui despre care vorbește profetul Ieremia. În Evul Mediu s-a dezvoltat un comerț înfloritor cu tot felul de relicve sfinte, între care așa zisa cruce pe care a fost răstignit Mântuitorul ocupa un loc de frunte. La un moment dat existau atât de multe resturi despre care se pretindea că făcuseră parte din crucea lui Iisus, încât Calvin spunea că dacă ar fi fost adunate toate, ar fi umplut o corabie. S-a găsit rapid și o explicație acestui fenomen. De unde atâtea bucăți ale crucii Domnului? Sfântul Paulinus a explicat înmulțirea suspectă a resturilor de cruce de la Golgota prin minunea înmulțirii pâinilor, în care Mântuitorul a hrănit peste 5.000 de bărbați cu doar 5 pâini și 2 pești. Tradiția creștină spune că pe la anul 326 după Hristos, împărăteasa Elena, mama lui Constantin cel Mare, făcând o vizită la Ierusalim, ar fi găsit acolo crucea lui Iisus și piroanele cu care fusese răstignit, pe care le-au adus apoi la Constantinopol. Este greu de crezut. Este greu de crezut că după 300 de ani s-ar mai putea găsi ceva din crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul, mai ales că legile iudaice cereau ca, după crucificare, lemnul crucii să fie ars. O altă observație importantă, pentru primii creștini, crucea ca obiect nu era deloc un simbol al virtuții, ci era mai degrabă considerată un lemn blestemat, un instrument al torturii și al umilinței. În Imperiul Roman, crucificarea era considerată cea mai umilitoare și mai rușinoasă execuție. Însuși apostolul Pavel, scriindu-le evreilor despre ceea ce s-a întâmplat la Golgota, afirmă în Evrei 12 cu 2, ultima parte: Hristos a suferit crucea, a disprețuit rușinea. Prin urmare, primii creștini nu aveau niciun motiv să privească spre cruce cu venerație, așa cum se întâmplă astăzi. Istoria bisericească ne descoperă că introducerea crucilor în biserici și în uzul general a avut loc pentru prima dată în jurul anului 431 după Hristos. Începând cu anul 586 după Hristos, crucile au fost amplasate și pe turnele bisericilor. Tot în secolul 6, biserica a aprobat folosirea crucifixului. Așadar, ceea ce pentru primii creștini nu semnifica decât un instrument al torturii, al rușinii și al morții, a devenit în timp cel mai important obiect de cult. Mă întreb, ce s-ar fi întâmplat dacă Mântuitorul ar fi fost ucis cu pietre după practica iudaică? Sau ar fi fost ucis cu sabia după obiceiul roman? Oare ar fi devenit piatra sau sabia obiecte de cult venerate? Dacă astfel stau lucrurile, ce vrea să ne comunice Sfântul Apostol Pavel atunci când le scrie credincioșilor galateni? Galateni 6 cu 14. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Ce înțelegea Sfântul Apostol Pavel prin cruce? Însemna pentru el acea bucată de lemn stropită cu sânge, care urma să putrezească sau să fie arsă, asemenea oricărui lucru pământesc, sau Sfântul Apostol Pavel vede dincolo de materia pieritoare?
Pentru a găsi răspunsul la aceste întrebări, este necesar să pătrundem în experiența lui Pavel de dinaintea și imediat de după convertire. Îl întâlnim pe Saul din Tars pentru prima dată în istoria biblică cu ocazia martiriului arhidiaconului Ștefan. În acea ocazie, martorii care l-au învinuit și apoi l-au ucis pe Ștefan și-au depus hainele la picioarele lui Saul, un tânăr educat în școala lui Gamaliel, un mare erudit al lumii antice. Nu se cunosc alte amănunte, nu știm dacă Saul a participat activ la uciderea lui Ștefan, însă complicitatea cu cei care l-au ucis este evidentă. La scurt timp, după declanșarea persecuției împotriva creștinilor, Saul s-a remarcat printr-o râvnă demnă de o cauză mai bună. El însuși mărturisește în Fapte 26 cu versetele 10 și 11. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă și, când erau osândiți la moarte, înădeam și eu votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine. Nu se știe dacă Saul ar fi ucis vreun creștin, însă intenția exista. Pe drumul spre Damasc, drum făcut cu același scop de stârpire a sectei nou apărute, Saul are o întâlnire deosebită. Iisus îi se descoperă și, contrar așteptărilor, nici nu-l nimicește, nici nu-l amenință pe Saul pentru ceea ce făcea, ci doar îl întreabă cu durere în glas. Fapte 9 cu 4, ultima parte. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? În acele clipe, Saul a avut un simțământ că întreg cerul se prăbușește peste el. A fost nevoie doar de o singură clipă pentru ca acel tânăr plin de zel în persecutarea creștinilor să-și vadă întreaga vinovăție și să simte grozăvia păcatului. Într-o clipă, tot ce clădise până atunci se prăbușește, iar el, vestitul fariseu, se vede un mare păcătos care nu are altă perspectivă decât să se aștepte pedeapsa divină. Și Saul se prăbușește la pământ, așteptându-și pedeapsa. În acele clipe de tensiune maximă, care pentru Saul par o veșnicie, se întâmplă ceva neașteptat. În loc să fie nimicit, Saul aude același glas spunându-i, Fapte 9 cu 6, partea finală. Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Și Saul se scoală, este orb, deși are ochii deschiși. Însoțitorii lui îl iau de mână și îl duc la Damasc, unde 3 zile Saul nu vede, nu mănâncă și nu bea nimic. La sfârșitul lor, un ucenic pe nume Anania, trimis de cer, în urma unei viziuni, îl vizitează pe Saul, îl vindecă de orbire, îi transmite Duhul Sfânt și îl botează. Din acel moment, Saul, fostul fariseu, devine Pavel, marele apostol al creștinismului. Acolo, pe drumul spre Damasc, Saul a trăit momente dramatice, a căror încărcătură noi nu o vom putea înțelege vreodată. Să vezi că tot ce ai clădit întreaga viață se prăbușește într-o clipă. Să devii conștient că nu ești acel neprihănit pe care îl admiră oamenii, ci dimpotrivă, ești cel mai josnic păcătos. Să simți dintr-o dată că nu ești nimic, deși credeai că ești totul. Iată drama pe care o trăia Saul în acele momente teribile. Cu toate acestea, deși meritai să dispari pentru veșnicie la un singur cuvânt de condamnare a lui Iisus, El te ridică din țărâna în care ai căzut și îți deschide o altă perspectivă a vieții. Acolo, în praful drumului, Saul a înțeles adevărata semnificație a crucii. Crucea lui Iisus înseamnă iertare, înseamnă har, înseamnă o nouă șansă. Crucea înseamnă viață împrumutată. Și Saul înțelege ce îi spune printre cuvinte Mântuitorul. Ești vinovat.
Ai trimis la închisoare și la moarte suflete mai curate și mai bune decât tine. Prin toți aceștia, pe mine m-ai prigonit, Saule. Ești vretnic de moarte. Ce rău ți-am făcut de mă prigonești atât de mult? Ce rău ți-au făcut acești oameni nevinovați pe care tu îi trimiți la închisoare și la moarte? Nu meriți să mai trăiești. Totuși, scoală-te! Nu te nimicesc! Eu mi-am dat viața și pentru tine. Îți mai dau o șansă. Îți împrumut viață din viața mea și dacă vei accepta, eu am planuri mari cu tine. Scoală-te! Du-te în cetate și îți voi spune ce trebuie să faci. Din clipa aceea, Pavel începe să trăiască o altă viață, conștient că ceea ce i s-a dat este o viață împrumutată, este viață din viața lui Iisus. Această schimbare de direcție reiese din scrierile marelui apostol în Filipeni 3 cu 13 și 14, spune apostolul. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Scriptura ne descoperă un Dumnezeu drept, neprihănit și sfânt, ai cărui ochi nu pot să vadă răul. Însă, aceea scriptură ne vorbește despre un Dumnezeu milos, îndurător, dispus să ierte orice și oricui. Un Dumnezeu care nu obosește iertând. Crucea de pe Golgota este cea mai mare dovadă a iertării. Când suntem iertați și ni se acordă har, în realitate, ni se acordă o viață cu un împrumut. O doamnă a intrat într-un magazin să-și cumpere un crucifix. Vânzătorul, foarte amabil, dar secularizat, a întrebat-o zâmbind: doriți o cruce goală sau una cu trup răstignit pe ea? Bisericilor le lipsesc ucenicii cu cruce, aceia care pot întoarce obrazul și care sunt gata să ierte orice gafă, care sunt gata să bage mâna în buzunar când văd cercetori chiar la ușa bisericii, care sunt gata să alerge 10 de kilometri pentru un suflet căzut în păcat. Lipsesc ucenicii care sunt gata să dezbrace haina și să o lase săracilor, să dea clemență risipitorilor, să accepte că Dumnezeu are totul sub control. O cruce goală nu are valoare, e un nimic, chiar dacă e din aur, chiar dacă e capodoperă. O cruce goală nu are decât două lemne îmbinate în cuie, numai bune de pus pe foc. E viitoare cenușă. O viață de vorbe goale, de promisiuni onorate, de ucenici duplicitari, de oameni nenăscuți din nou. O credință în care ne permite să bârfim, să calomniem, să mințim, să înșelăm, să ucidem cu mitraliera din gură. Crucea goală ne permite să venim neîmpăcați la masa Domnului, ne permite să cântăm cu păcatele în buzunare, să privim frații ca din avion, atât de mici. Creștinismul cu crucea goală ne permite să ne etalăm toate nimicurile pe Facebook, să aruncăm injurii pe internet, să calomniem sub numele anonime, să devenim hiene, internauți, să nu ne mai temem de Hristos. O cruce goală aduce o cară, dar o cruce cu Hristos răstignit aduce har, aduce mântuire, aduce veșnicie. Crucea nu a fost goală, pe ea a atârnat un om. Acum eu și dumneavoastră avem pentru ce să trăim și să murim. Crucea e mai mult decât succesul, mai mult decât inteligența, decât plăcerea, decât puterea. Crucea e viață, crucea e înviere. Stimați ascultători, fugiți de ispita de a fi ucenicii care arătați o cruce goală. În spatele ei se ascunde diavolul. Să purtăm totdeauna o cruce cu Hristos pe ea, ca lumea să-L vadă pe răstignit și cu toții să trăim asemenea Lui. Dumnezeu să ne ajute!
Amin.